Vă salut din nou, prieteni, sunt Unchiu Vasi și în acest videoclip vreau să vă spun cum se face polenizarea în câmp. Nu uitați să vă abonați, să dați și like și să trecem la treabă, să nu mai pierdem timpul. Ceea ce vreau să vă spun este că polenizarea în câmp se face diferit față de din solar sau seră. Acolo e nevoie de bondari sau puteți să faceți prin scuturare sau prin alte metode chimice pe care mulți din lumea noastră le folosesc. În câmp este diferită. Nu este nevoie de polenizare pentru că în zona mea, pe unde locuiesc eu, sunt apicultori care au albine și albinele fac ceea ce ar trebui să facem noi oamenii, adică să le scuturăm, să le dăm câte un bobârnac și să folosim metodele pe care mi le-am amintit mai înainte. Roșiile sunt încărcate. Diferă de la soi la soi, unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Eu sunt mulțumit de ceea ce este aici. La mulți oameni am văzut și pe Facebook, sunt arse, sunt distruse, sunt tot felul de comentarii, ce să facă, cum să facă. La mine deocamdată m-a ferit Dumnezeu de lucrul acesta. Poate o să spuneți că sunt date cu chimicale, că sunt date cu tot felul. Eu vă spun că nu este adevărat, nu am dat cu chimicale, nu polenizez pentru că eu mănânc sănătos. Vedeți și aici cât este. Sunt în grădină, afară, așa cum se și vede. Nu le-am dat cu nimic de felul acesta, de genul acesta, cum dau și alții și cum comentează pe internet. Sunt puse mai târziu față de obicei, așa că o să mănânc roșii mai târziu puțin și sper că nu se întâmple nimic ca cu ele să se îmbolnăvească. Este foarte necesar ca să știți că se pot face și roșii în câmp fără polenizare. Nu este nevoie de așa ceva. Vedeți și frunzele, eu le rup câte 2-3, le rup până sus pentru ca să fie o protecție contra soarelui, a razelor solare și anumitor temperaturi care pot să ardă roșiile sau să se strice prin razele solare sau prin altceva. Vedeți că arată destul de bine și florile în vârf arată, așa că să nu vă faceți griji dacă aveți roșii puse în câmp, cum le polenizați. Polenizarea se face cu ajutorul naturii și cu ajutorul albinelor. Nu este nevoie să intervenim noi oamenii cu ceva. Vă aștept la un nou material video. Sunt Unchiu Vasi și vă spun la revedere!